Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Sesizarea rapidă a situațiilor de compromis săptămâna aceasta, implicarea în problemele celorlalți, puncte de reper logice, acțiuni economice importante, realizări financiare, dar și transformări de tot felul. Supravegheați tot ceea ce face, lămuriți tot ceea ce a rămas neclar, valorificați însușirile native. Vom discuta despre toate acestea astăzi alături de Vanda Florea, astrolog. Bună ziua, Vanda, și bine ai revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Avem câteva puncte de reper astăzi pe care am vrea să le discutăm, câteva aspecte astrale care sunt de luat în calcul pentru că, desigur, ele ne pot crea neplăceri dacă nu știm cum să ne temperăm energiile în zona respectivă. Câteva evenimente astrale, sigur că da, deja am vorbit despre proaspăta intrare a lui Uranus în semnul Taurului, dar arată și acum Soarele intra de curând în semnul Racului și astăzi Mercur în Leu, nu în ultimul rând Marte retrograd, și vom continua cu interpretarea lui Saturn și a lui Pluton în Capricorn. Ce ne-ar atrage atenția săptămâna aceasta, Vanda, pentru nativii berbec? Cred că, așa, ca să caracterizăm o perioadă care e posibil să țină până la începutul lui septembrie, urmează lecții de smerenie și de răbdare. Să punem într-o lumină cât mai pozitivă acest lucru, pentru că nici Martele retrograd din Vărsător și nici Mercur din Leu nu ne face, nici pe noi, nici pe berbeci, mult mai răbdători și mai înțelegători cu cei din jur. Deși dacă știm să accesăm această energie de la un alt nivel, este posibil să facem lucruri pe care și care să ne mulțumească foarte tare. Berbecii, ei acum probabil că se tot gândesc ce să mai mute prin casă, ce să mai rezolve în familie. Soarele acela din Rac nu le dă neapărat astâmpări, ba din contră, le aduce aminte și de multe responsabilități pe care le au și pe care și Saturn din casa 10 ține să le aducă aminte berbecilor, pentru că datorită acestei opoziții pe care ei o au pe casa 4 a familiei și pe casa 10 a carierei unde tronează Saturn, se simt cumva împărțiți între responsabilitățile pe care le au în familie și responsabilitățile pe care le au în carieră sau la locul de muncă. De aceea berbecii își găsesc puțin mai greu liniștea și direcția, ca să zicem așa. Uranusul acela din casa a doua îi avantajează foarte mult, pentru că vine cu soluții care îi pot redresa financiar foarte bine și pe perioadă lungă. Dar să ne referim puțin la Martele retrograd din Vărsător, care pe berbeci îi face cumva să se gândească mai mult la ceea ce urmează să se întâmple în viitor și haideți să le spunem că este un moment propice, nu pentru a porni planuri noi, dar pentru a pune sămânța unor proiecte care urmează să se împlinească în viitorul nu neapărat foarte apropiat. Adică în momentul acesta berbecii pot să-și folosească capacitatea de viziune, capacitatea de a proiecta în viitor, capacitatea de a își cunoaște mai bine intențiile pe care le au pentru ceea ce urmează să se întâmple și, firește, nevoia de a avea răbdare, mai ales cu cei care sunt mai tineri decât ei, cu cei care cumva par să le calce autoritatea. Mercurul acesta din casa 5-a îi poate face niște parteneri cel puțin interesanți de discuție, ca să nu spunem altfel. Probabil că oricum convorbirile pot să le semene a monologuri, poate să-i enerveze puțin faptul că nu sunt lăsați să vorbească, să dea replică, dar vor avea parte de oameni care le vor da replică și, din nou, răbdare este tot ce putem spune, da, pentru toată lumea. Spuneam la începutul emisiunii că este o perioadă în care contează foarte mult sesizarea rapidă a situațiilor de compromis și spunem acest lucru pentru că și prezența lui Marte în Vărsător, dar și cele două planete grele, Saturn și Pluton în semnul Capricornului și Neptun în Pești, indică acest lucru. Mai mult decât atât, fair play-ul pe care îl imprimă perioada grație lui Mercur, Venus și anodului Nord în semnul Leului este de netăgăduit. Ca atare, tot ceea ce înseamnă compromis, falsitate, meschinărie, situații care nu sunt la locul lor, vor fi identificate și, sigur, cu toată durerea pe care o poți avea sau cu toată, să spunem,
oarecum încurcătura care poate ieși din astfel de situații, oamenii trebuie să înțeleagă că este o perioadă destul de transparentă. Ca și cum destinul îți arată de fapt adevărata fața a lucrurilor și doar trebuie să o identifici și să îți dai seama care este adevărata situație și nu cea subiectivă în care poate tu ai crezut. De asemenea, și situația materială a berbecilor este supusă transformărilor, pentru că acest Uranus în casa valorilor personale nu poate să îi să le elimine zona de fluctuație, dar toată maestria lor ar trebui să, cu toată maestria ar trebui să se concentreze, să facă în așa fel încât să aibă cât mai multă stabilitate, chiar și acolo unde este mai greu să o obțină. Deci pentru berbecii care au situații economice bizare sau inconstante, este bine să încerce cu toate forțele să se pună pe picioare sau să le reechilibreze, pentru că perioada nu este prea iertătoare cu acei berbeci dezorganizați în zona financiară. Îi va organiza următoarea perioadă pe berbeci, mai ales Saturn acela îi organizează și îi face chiar să fie puțin mai, să aibă o gândire un pic mai strategică și mai adunată decât de obicei. Deși aspectele astea par să sperie pe unii, de fapt sunt extrem de constructive. Saturnul acela pe casa 10-a casă, pe care de altfel o guvernează Capricornul în care se află, chiar și Pluton, le poate da profunzime berbecilor, dacă știu să folosească acest lucru. Și Uranusul de pe casa a doua vine cu un tip de flexibilitate. Exact asta este. Și e o flexibilitate care începe să dea roade datorită muncii pe care a depus-o berbecul, datorită consecvenței și responsabilității. Adică Uranus poate veni cu premii. Mergem mai departe să vedem pentru nativii Taur, Vanda, care ar fi indiciile pentru perioada următoare. Să ne uităm pentru Taur ce se întâmplă. Ei care cu Uranus acesta îl au puțin mai multă energie decât de obicei, chiar cunosc și nativ Taur și ascendent Taur care spun ce se întâmplă cu mine, că nu mă mai recunosc. Perioada aceasta este așa de puternică marcată de Uranus, pentru că Uranus este și într-un prim decan, deci este un Uranus copilăros, un Uranus care îi poate face pe Tauri să încerce tot felul de lucruri, tunsori mai ciudate, vestimentație care este neobișnuită pentru ei, nevoia de a încerca lucruri extrem de noi și chiar riscante, dar lucrul acesta nu trebuie să îi sperie, ci să se bucure de el, pentru că au nevoie și de o astfel de ieșire din tipare și de o astfel de reinventare pe care Uranus le o asigură. E un spectacol care ține 7 ani, așa că din nou răbdare. Pentru ei, soarele din Rac este pe casa a treia, ceea ce înseamnă că tot ceea ce reprezintă comunicare cu oamenii dragi, cu părinții, ar trebui să se întâmple de pe baze de respect și de pe baze de afecțiune reală, pentru că uneori soarele în Rac poate să stimuleze și discuții de la ego la ego, mai ales când e în casa a treia pentru Tauri, și poate să ducă și la discuții despre bunuri, despre proprietăți. Până la urmă, nu astea sunt importante, chiar dacă pentru Tauri sunt importante, nu plecă nimeni de pe planeta asta cu nimic. Așa că ar fi frumos pentru Tauri să capitalizeze relația cu cei din familie și să creeze cât mai multe momente frumoase de apropiere. Martele în pentru ei, care este pe casa aceasta a prieteniei și a noului și extravagantului, din nou și îi poate dezechilibra într-un fel, dar ceea ce este de reținut pentru ei este ce se întâmplă pe casa a noua, unde este Saturn, unde este Pluton, Lilith, unde există o fel de fierbere pe care pe Tauri îi scoate din nou din matcă, pentru că această casa nouă nu este simplă. E, practic, Taurii sunt chemați să-și revizuiască principiile de viață, felul în care își văd lucrurile, să testeze, să verifice în permanență toate lucrurile în care credeau. Deci, practic, puțin se zguduie baza lor de valori,
Dar, din nou, este un lucru sănătos pentru că ei sunt destul de tradiționaliști și este momentul să-și iasă din tipar. Să vedem și zona financiară pentru Tauri. Eu spuneam că pentru Berbeci este puțin fluctuantă, dar ține doar de ei să o facă stabilă. Pentru Tauri este o perioadă propice semnării unor contracte în care însă trebuie să se implice cu toate forțele. Deci pentru acei Tauri care au desemnat contracte de genul vânzărilor, cumpărărilor sau chiar al achiziționării a ceva important, sfatul nostru este să fie foarte vigilenți și să se implice într-un mod destul de serios. De asemenea, orice speculații sau orice tip de energie folosită în zona domestică, în zona imobiliară, este ușor supus unor energii mai puțin reale, mai puțin sincere, deci acolo trebuie să fie foarte atenți, spre exemplu, pentru acei Tauri care vor să achiziționeze un teren sau o casă, trebuie să fie foarte atenți ce act semnează sau ce promisiuni li se fac sau ce informații li se dau în zona aceasta, pentru că există un ușor factor de dezinformare, acest mercur destul de tensionat pentru ei zilele acestea, pentru ei în casa a patra, atrage atenția asupra exactității și nevoii de a verifica orice informație primesc, mai ales acolo unde este vorba despre acte sau despre zona financiară. Ei au, pe de altă parte, grație acestui Uranus foarte frumos în sfera lor, au acces la ceva misterios, la ceva magic în viața lor. Pot trece printr-o transformare care le creează în jur o aură destul de specială. Sunt destul de interesați, Taurii, un lucru destul de inedit pentru ei, de recuperarea valorilor de către cei din jurul lor, de destinele celorlalți, ca și când și-ar dori ca toți prietenii lor sau toți cunoscuții să intre pe un făgaș corect, să respecte regulile destinului și așa mai departe. Poate fi chiar un ușor factor de inadaptare cu acest Uranus în semnul lor, în sensul că s-ar putea să nu se mai simtă înțeleși sau la locul lor, acolo unde până acum s-au simțit poate ca peștele în apă. Există deci astfel de disonanțe care trebuie oarecum tratate cu maturitate. Și de asemenea, foarte interesantă și zona de expansiune, și cu Uranus în Taur și cu Jupiter în semn opus. Taurii au acces la un soi de expansiune interesantă. Fie își pot găsi alte locuri de muncă, fie se poate mări sfera aceasta de acțiune, fie pot să găsească și o altă casă în care să locuiască și așa mai departe. Deci, fie se pot căsători cu Jupiter, da, acolo. Fie în zona parteneriatelor observăm o mai mare lejeritate în a se simți împlinit. Să mergem mai departe, să vedem pentru Gemeni, Wanda, ce vești avem. Gemeni. Pentru ei soarele nu mai este în zodia lor, ceea ce probabil că este mai bine, mai multă liniște. S-a mutat pe casa a doua în Rac. Este posibil ca acest soare să-i împingă pe Gemeni să facă tot felul de cheltuieli pentru casă și familie, să vrea să schimbe ceva în ceea ce înseamnă mediul lor de viață. Grijă totuși, pentru că nu este momentul cel mai propice, mai ales că e și un Uranus acolo care, deși face sextil cu soarele, înseamnă că el de fapt împinge la riscuri și la lucruri pe care Gemenii nu le-au gândit mai bine înainte. Mercur pentru ei este ca mănușa în casa a treia, în Leu. Dacă până acum nu s-au gândit să devină actori, probabil că de azi înainte Gemenii își imaginează că lumea este o scenă și ei sunt singurii protagoniști. Nu este cel mai bun lucru pe care l-au de făcut. Oricum, pentru un Mercur în Leu ar face foarte bine ca Gemenii să reușească să extragă această energie, dar nu pentru a se scoate în evidență, ci eventual pentru a comunica mai bine cu oamenii și pentru a-și exersa capacitatea de ascultare. Să ne uităm totuși că avem un nod nord acolo, adică tot ce spun Gemenii în următoarea perioadă le poate influența cursul vieții. E bine să cântărească orice cuvânt pe care îl spun, orice intenție pe care o emit, să nu uităm că casa a treia nu ține doar de vorbire, ci ține și de gândire. Și gândurile devin fapte și intențiile la fel, în așa fel încât acest nod nord le atrage atenția că până la urmă trăiesc doar cu consecințele propriilor lor gânduri, emoții și acțiuni. Deci este o perioadă de antrenament destul de intens pentru Gemeni.
Nu știm exact cum vor reuși ei să folosească această energie clocotitoare, dar suntem convinși că pot, mai ales că pe partea cealaltă este un nod sud care le poate aduce aminte că sunt lucruri pe care le-au spus și care nu i-au condus în zone comode. Deci au șansa să învețe din greșelile trecutului, au șansa să nu le repete și în orice caz, dacă se întâmplă să le repete, este posibil ca Saturn să le povestească puțin ce înseamnă să repezi greșelile din trecut, că de fapt înseamnă să te condamn la a le trăi până le înțelegi. Să ne uităm la acest Saturn care este în casa 8-a pentru gemeni, iar un Saturn pe casa 8-a nu e ușor de dus. Îi face puțin mai gânditori, mai temători și poate îi duce și într-o zonă de, hai să spunem, tristețe, ca și cum li se pare că trece timpul prea repede și îi păcălește viața. Nu este cazul. Nu asta trebuie să înțeleagă din acest Saturn pe casa 8-a, ci din contră, viața îi pregătește pentru momentul oportun de evoluție care urmează să se întâmple, mai ales că acolo este și Pluton și le va da un impuls și încă ani buni. Deci dacă sunt înțelepți și nu se grăbesc să spună și să gândească lucruri ale căror consecințe nu le prevăd, atunci ei se pot bucura foarte mult de energiile casei a 8-a aici în Capricorn și se pot așeza, pot deveni mai serioși, mai organizați și mai de încredere. Așa este, sunt foarte multe schimbări, foarte multă șansă pentru nativii gemeni, nu este deloc de ignorat, nu tot timpul ai astfel de provocări din partea destinului, mai ales în plan financiar, dar totuși au și o provocare. Provocarea este aceea de a ține piept unei foarte puternice infuzii energetice care vine din zona relaționalului. Fie au foarte multe îndatoriri, fie trebuie să susțină foarte multe rude, prieteni și așa mai departe. Capacitatea lor de a munci este destul de mare, dar în acest context care este atât de solicitant și care este atât de, practic, vine atât de puternic către ei, s-ar putea să aibă momente de sincopă energetică, să nu mai poată să facă față. Dacă se vor concentra pentru realizarea unui scop, este foarte bine să o facă, pentru că au multe scopuri pe care trebuie să le ducă la îndeplinire, Pluto și Saturn le cer acest lucru, dar s-ar putea ca în această perioadă să mai aibă și anumite hobby-uri. Martele acesta pe casa noua pentru ei arată faptul că își doresc și altceva, fie își doresc să călătorească, fie își doresc să facă o specializare, fie își doresc să cunoască, să cerceteze, să studieze ceva și s-ar putea să lupte împotriva acestor responsabilități, acestor datorii karmice pe care le au chiar și din punct de vedere financiar față de cei din jur și chiar și față de propriul destin și să-și permită cel puțin săptămâna următoare și un pic de respiro. S-ar putea chiar să achiziționeze anumite bunuri atipice, este o perioadă în care gemenii de fapt fac mai mult lucruri atipice decât lucruri obișnuite. Putem observa și un factor de noroc în zona financiară, pentru că se presupune că ei au cam înțeles și au trecut prin foarte multe examene, prin foarte multe etape în care au fost testați de către destin. Practic, gemilor li s-au dat destul de multe probe în zona aceasta. Fie au avut datorii și au trebuit să descopere metode ingenioase de a le achita, fie au fost solicitați de către alții să-i ajute să-și rezolve anumite probleme în zona aceasta. Și așa mai departe, fie au făcut negocieri care poate nu au fost exact cum și-au dorit. Toată această perspectivă în zona financiară acum are o șansă de a se mai calma grație unor idei care le vin gemenilor și în urma cărora ei descoperă că viața poate fi foarte frumoasă și în absența acestor responsabilități. Chiar dacă ele sunt karmice, asta nu înseamnă că trebuie să renunți chiar la bucuria vieții pentru a le onora, să spunem. Deci sfatul nostru nu este să se dezică de responsabilități, pentru că nici nu ar avea cum cu greutatea karmică care apasă asupra lor, dar totuși pot găsi, spuneam, momente în care să se retragă și să-și încarce bateriile. Să mergem mai departe să vedem pentru gazdele soarelui în această perioadă, pentru raci, cum se prezintă situația. Gazdele soarelui și a vârfului unei piramide regale pe semne de apă care ne tot dă multă ploaie și multă umezeală. Toată lumea mă întreba astăzi de ce plouă atât. Păi cu trei semne
semne ocupate de Jupiter, Soare și Neptun, este firesc să plouă. Semne de apă, da. Da. Să sperăm că racilor nu le va turna și nu le va fulgera în următoarea perioadă, pentru că soarele este acolo să le aducă exact ce au nevoie, lumină pe strada lor, și au și niște aspecte frumoase pe planetele din casa a doua, deci pentru raci ar trebui să fie o perioadă frumoasă, o perioadă în care pot fructifica, dar o perioadă în care vor trebui puțin să-și controleze nivelul acesta de emoție și emotivitate, pentru că e posibil să fie la cote înalte, chiar dacă tocmai a trecut o lună plină în Capricorn, care e posibil să-i fi dezechilibrat puțin. Ei, în acest moment, ar trebui să vadă care le sunt resursele și cum trebuie să le folosească. Mercur, acela din casa a doua, și el conjunct cu nodul nord, le va pune în față o listă de lucruri pe care le au de făcut, eventual de achiziționat, de achitat, lucruri care sunt importante pe calea vieților. Și să ne uităm pe partea cealaltă, din nou în casa 7, aglomerația pe care o au de dus racii în casa partenerilor și parteneriatelor, unde totul pare să nu poată fi stabilizat cu ușurință, unde Saturn vine și le spune care le sunt responsabilitățile, unde Pluton vine și le spune ce trebuie să schimbe ieri, dacă se poate, unde Lilith aduce tot felul de frici, inclusiv frica de a rămâne singur, de a nu fi înțeles, de a fi văzut în ochii celorlalți într-o lumină nefavorabilă. Noroc că este Marte acolo în vărsător pe casa 8-a, care îi poate dinamiza puțin și îi poate responsabiliza și să le spună e momentul să te schimbi, e momentul să crești, e momentul să încerci altceva, să vezi că viața începe practic din afara zonei de confort. Racilor le place confortul. Nu știm cât acest Mercur în casa 8-a în vărsător poate să-i ajute să aibă acest confort, de aceea ar fi bine să îmbrățișeze ieșirea din zona de confort, chiar să o producă, să aibă curajul de a vedea lucrurile într-o altă viziune, pentru că efectiv au nevoie să iasă din carapace și să folosească bine tot ceea ce cerul le pune la dispoziție. Avem în același timp pentru raci și pe Jupiter acesta, cu care soarele face un trigon absolut super pe casa 5-a, ei se pot găsi în situația de a risca anumite lucruri care să iasă, de a deveni mai creativ, de a vedea soluții foarte frumoase și care să ducă la evoluția lor în perioada care urmează să se întâmple. Deci pentru săptămâna viitoare, cert este că deși scoși din zona de confort, ei brusc observă că e mai multă lumină în afara zonei de confort și sunt mai multe lucruri de făcut. Și de asemenea trebuie să rămână destul de receptivi față de lecțiile pe care le au pe care trebuie de fapt să și le însușească. Nu putem ignora faptul că avem această opoziție Soare-Saturn. Aceasta îi provoacă la un soi de competiție pe raci, chiar dacă nu era chiar momentul acum să se întâmple acest lucru. Nu este o perioadă în care să fie chiar pe piedestal, nu este o perioadă în care să fie pe primul loc, nici în viața lor, de fapt în viața lor, în sensul că este destul de multă muncă, este destul de multă șansă pe de altă parte, practic nu pot refuza anumite sarcini, trebuie să facă în primul rând anumite, trebuie să își asume, spuneam, anumite responsabilități și față de partenerul de viață și față de familie. Este o zonă destul de solicitantă și în valorificarea lucrurilor pe care le dețin. Practic este o perioadă în care nu trebuie să treacă cu vederea cam nimic din ceea ce destinul le cere. Destul de puțin nativi rac pot să facă ceea ce își doresc. Sunt oarecum ținuți precum în niște lanțuri de griji, de persoane care depind de ei într-un fel sau altul. Sau așa li se pare lor că sunt ținuți. Da. Oarecum li se cere și să respecte toate normele morale în această perioadă. Ei nu se pot dezice de ceea ce este moral, pentru că îi trage de mânecă acest Uranus în domiciliu pentru ei în casa 11. A destul de bine aspectat chiar zilele acestea cu soarele.
ceea ce arată că orice tip de greșeală sau orice tip de situație în care ei nu fac ceea ce trebuie este sancționată ca atare, se confruntă oarecum cu propriile greșeli, văd foarte clar ceea ce nu mai trebuie să facă, totul este luat în serios, repet, nu se poate zice de destin și nimic nu mai este lăsat la voia întâmplării. Dacă avem nativ rac, care pe o perioadă îndelungată au lăsat anumite lucruri la voia întâmplării, sigur că acum se vor simți mult mai apăsați de către aceste situații. Dacă sunt nativi rac care în fiecare domeniu al vieții lor au fost ordonați, nu vor avea prea multe lucruri de comentat. Să nu se poticnească în anumite blocaje sau să nu considere că dacă apare, să spunem, o situație neplăcută, este o tragedie. Trebuie să vadă lucrurile cu un optimism pe care li-l recomand, chiar dacă Saturn se află în semn opus și el este responsabil cu pesimismul, și orice temeri, îndoieli, confuzii interioare ar trebui eradicate, pentru că este momentul optimismului pentru ei, este momentul, spuneam, să valorifice ceea ce au, să se împrietenească cu lumea, pentru că au acest Uranus foarte frumos în casa 11, să se bucure și de ideile celorlalți și de prieteni în general, și să nu dea atenție temerilor sau îndoielilor care pot apărea în perioada imediat următoare, pentru că viața lor este destul de clar trasată, este o amprentă karmică asupra ei și ca atare nu au motive de îngrijorare. Mai ales că Uranus acesta în casa 11 le poate aduce protectori neașteptați, oameni care să-i susțină în orice ar face. Puțin atenție doar pe zona în care se află Martele acela retrograd. Mai multă liniște și precauție. Este ușor, nu neapărat agresiv, dar este puțin agitator pentru Rac acest Marte în semnul Vărsătorului. Îl vedem destul de tensionat zilele acestea. Practic nu sunt încurajate conflictele. De niciun fel, mai ales că Racii tind să iasă din conflicte ca victime. E bine ca ei să-și dea seama că absolut tot ce li se întâmplă nu trebuie luat la persoana întâi. Sunt pur și simplu niște lucruri care sunt în calea lor și de care trebuie să treacă cu fruntea sus. Mergem mai departe să vedem pentru nativii leu cum este această perioadă. Leii, care de astăzi îl au și pe Mercur, pe care de altfel îl vor găzdui până în 5 septembrie, deci vom putea să vedem leii foarte dornici de comunicare, dornici să exprime, să explice, să demonstreze și cumva să atragă atenția asupra lor. Ceea ce nu este rău, pentru că nodul nord acolo pe toți ne face cumva lei și avem și model în perioada care urmează. Deci dacă vreți să vedeți ce înseamnă elocvență în exprimare, căutați un leu și o veți vedea în toată splendoarea ei. Totuși, pentru ei, Marte acesta din casa 7-a este piatra din pantof, ca să spunem așa, pentru că aici lei își vor exersa foarte mult răbdarea în zona aceasta de parteneri, parteneriate și este posibil ca Marte fiind în casa a șaptea, dar în Vărsător, inclusiv anumite prietenii să fie cumva supuse unor teste, pentru că Marte nu știe să liniștească apele, Marte știe să le agite. Ar fi frumos ca Marte să le agite și lei să și le liniștească, pentru că opoziția pe care Marte o va face cu Mercur, care este la ei pe casa întâi, este posibil să le aducă situații în care să simtă nevoia să se despartă, să rupă, să termine, să o ia de la început, fără să se uite în urmă. Nu este cea mai bună idee să facă acest lucru acum, pentru că un Marte retrograd nu face altceva decât să activeze teme vechi și să ispitească pe lei să repete niște greșeli. Cu răbdare va trece și această perioadă și nu e bine să acționeze sub impuls, nici să intre în echipe noi, nici să intre în parteneriate noi, să mai aibă puțină răbdare ca nu cumva pe urmă să apară și regrete, pentru că acțiunile începute pe Marte retrograd, mai ales în Vărsător, sunt, hai să spunem, ori o furtună în paharul cu apă, ori un foc de paie. Deci, cu răbdare, pentru că lucrurile acestea trebuie mai întâi așezate, gândite,
planificate înainte să le lase leii să se întâmple. În același timp, avem și pe casa 6 a leilor, a sănătății, dar și a muncii, un cumul de planete și este foarte bine să aibă grijă la toate aceste aspecte, mai ales la cele care țin de sănătate. Cu un Lilith acolo în Capricorn pot să apară temeri legate de propria integritate, de poate ușoare accente care să-i ducă la ideea că s-au îmbolnăvit. E bine, nu asta este ceea ce au ei de făcut. Îmi cer scuze, dar revenim după publicitate cu nativul Leu.